V-am promis că după ce voi primi dedicație pe cartea Sofiei Vicoveanca, vă voi citi. Zice așa, din suflet pentru suflet, pentru Teo, cu aleasă prețuire și admirația, Sofia, 17 februarie 2023, că probabil, mă rog, atunci a fost lansată cartea. Este ziua de lansare. Acum suntem în 19, vezi? Da. Am o carte de două zile. Ta-da-da! Asta e frumos. Bună dimineața! Te invit la o șmecherie pe care am făcut-o. Știi că am sărbătorit împreună ziua Radio Impuls. Și împreună cu niște colegi, tu erai plecat la filmare, hai să le facem o nefăcută. O nefăcută. Și în studiu era Mihai Hânda, bunul meu prieten cu care am și făcut de altminteri sute de emisiuni. Am luat tortul, am spart ușa, nu că aveam cartelă și restul veți vedea imediat. Pulța am deschis microfoanele, bune! La pulța! Eu nu pot să, da... Cine să trăiască? Radio să trăiască. Ziua mondială a radioului nu a trecut nesărbătorită la Radio Impuls. Teo și Alexandra Ungureanu l-au surprins pe colegul nostru, Mihai Hânda, chiar în timpul emisiunii Bară la Bară. Cum? Cu urări frumoase pentru cei ale căror voci ne aduc zi de zi buna dispoziție și informații utile pe calea undelor. În partea colegilor tăi și ai voștri, pentru Ziua Internațională a Radioului, îți înmânezi un tort pe care nu o să-l mănânci pentru că ți-e frică. De la Trandafir și Alexandra Ungureanu sunt de Radio Impuls. Cine suflet lumânări? Cine suflet tu suflet? Noi toți. Păi sunt trei lumânări și eu sunt unul, voi sunteți două, împreună suntem... Let's go! 1, 2, 3 și... Deloc străină de această lume, Teo și-a amintit cu drag debutul ei în radio. Tocmai povesteam colegilor de la radio că la un moment dat, din cauza emoțiilor, am uitat cum mă cheamă. Am spus numele perfect al colegii mele, doar că scrisesem doar inițialele la mine, că știam cum mă cheamă. În mod normal, la radio, dacă ești la știri, zici numele întreg, adică Teodora Trandafir. Și când am văzut atât, zic, nu știu cum mă cheamă. Atât de speriată eram. Și colega mea a venit repede, a deschis microfonul și a zis: Teo Trandafir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut în continuare. Și așa mi-a rămas numele din 90-91 coace. Cât despre debutul lui Mihai Hânda în lumea radioului... 16 ani cred că aveam, dacă nu 15. 16 ani aveam când am început să lucrez. Când am început prima emisie. 2015, iunie, data de 15. Și uite așa îmi făceau mâinile pe butoanele mixerului la prima intervenție. Au fost emoții cam ca așa cum. Așadar, emoțiile sunt emoții, indiferent dacă oamenii le văd sau doar le aud. Chiar cum se dădeau reclamele la radio când era radio? Pe casete. Aveam casetele pregătite, aveam un playlist și băgam caseta, scoteam caseta și la un moment dat nu mai mergea întrerupătorul și atunci trebuia să scoatem sculele din priză. Atâtea aveam pe asta. Ceea ce un pic de blanc. Este foarte pasionat, foarte implicat, radio este viața lui, iar eu ca artist, dai seama, apreciez foarte mult și radioul are un rol foarte important în viața mea. La fiecare piesă pe care o lansez îmi doresc ca ea să se audă pe radio. Mulțumim că ne-ați suportat la mulți ani, vă pupăm și să mâncăm împreună niște tort.